Încă de când a fost anunțată decizia de a contracta un împrumut în suma de 55 de milioane de lei de la Banca Europeană de Investiții, câmpul Ungenii nu s-au arătat entuziasmați, mai ales că este vorba despre o durată de creditare de 15 ani. În cadrul conferinței de presă susținută de liderii Partidului Național Liberal de la Câmpul Lung, aceștia și-au arătat total dezacordul pentru contractarea acestui credit. Totodată, peneliștii, care până mai ieri se aflau alături de USR la cârma municipiului, consideră că acești bani nu vor rezolva niciun fel problemele municipalității. Acest împrumut, care din punctul meu de vedere va îndatora orașul pentru 12 ani, pe o sumă de undeva la 120 de milioane calculată de noi la indicele ROBOR și dobânda care este în piață în momentul de față, municipiul Câmpul Lung pentru nu știm ce încă. Că dacă luăm străzile care au fost prinse în raportul de activitate, sunt niște valori nereale, sunt niște valori la nivelul anului 2018 care sunt nereactualizate și aici numai dacă punem în reabilitare strada Leculești 42 de milioane și o actualizăm, s-ar putea să acopere tot împrumutul și nu putem să mai facem altceva. Noi am spus că împrumutul ar putea fi acceptat pe o valoare mult mai mică, dar care să fie folosit doar ca și cofinanțări la proiecte europene și nu altfel de cofinanțări, cum se face în momentul de față pe strada Bărbușii sau în zona de în care locuiește noua zonă de dezvoltare a municipiului Câmpul Lung, unde cofinanțările ajung undeva la 80% din valoarea proiectelor. Eu nu am văzut până acum sau n-am auzit până acum în vreo localitate din țară să ai cofinanțări de 80% la niște proiecte. Păi decât să faci cofinanțări la niște proiecte, 80% să fii impus de acele prețuri pe care le fac firmele respective, mai bine le scoți separat la licitație și garantat sunt sub valoarea de 80%. Și ai și controlul total al cheltuielilor banului. În același timp, Bogdan David a afirmat că, pentru acest împrumut, a fost contractată și o firmă, care s-a ocupat de consultanță, procedură care se poate dovedi inutilă pe bani foarte mulți, peste 120.000 de lei. O achiziție de 120.000 de lei, 118.000 de lei fără TVA, a dat unei persoane care să ne spună nouă dacă trebuie să facem acest împrumut de 55 de milioane sau nu, în 2021, fără a trece acest împrumut în Consiliul Local. Eu, din punct de vedere legal, aș fi văzut procedura în felul următor. Se aducea în dezbatere Consiliul Local necesitatea împrumutului care urmează a fi făcut. Se dă cel puțin un accept de principiu pentru a demara această procedură, după care se făcea această procedură și raportul de analiză și eficiență acestui împrumut. Eu cred că în momentul de față, eu întreb așa, ipotetic, dacă acest împrumut nu va fi aprobat, cum se justifică cheltuiala acestor 120.000 în momentul de față? Și dacă primăria Câmpul Lung făcea niște solicitări la băncile comerciale sau oricărei bănci din România pentru a face un raport de analiză, dacă cumva aceste bănci nu făceau acest raport gratuit, cum face fiecăruia dintre noi care merge să ridice sau încearcă să facă un credit la băncile din Câmpul Lung. Tot Bogdan David a fost cel care a tras și o concluzie privind necesitatea contractării acestui credit. Că noi bănuim că nu mai sunt bani la primăria Câmpul Lung, vine și corelat cu faptul și graba de a face acest împrumut, care eu cred că nu are decât scopul de a face așa cheltuieli cumva vizibile, pentru că foarte repede se vor scurge acești 4 ani, iar doamna Lasconi se va trezi în punctul în care va constata că nu a făcut nimic și va avea nevoie de acești sumă de bani pentru cumva a lua ochii oamenilor prin municipiul Câmpul Lung.